Potrivit unui proiect de lege, elevii de la clasa a 8-a în sus, peste 14 ani, ar putea decide singuri dacă vor sau nu oră de religie. În proiect se arată că paragraful despre înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă a elevului care a împlinit 14 ani, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal, instituit pentru elevul care nu a împlinit această vârstă. Se mai dorește introducerea unui paragraf în care să se arate că, în cazul elevului care nu frecventează orele de religie sau acelui căruia din motive obiective nu i s-au asigurat condiții pentru frecventarea orelor de la această disciplină, situația școlară acestuia se va încheia fără disciplina religie. Inițiatorii proiectului spun că au la bază codul civil, articolul 491.2, unde se stipulează că tinerii de 14 ani își aleg singuri religia. În momentul de față, doar elevii care au împlinit 18 ani pot să aleagă dacă frecventează sau nu orele de religie, iar pentru minori decid părinții sau tutorii legali.